ascultat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești și pe toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindică neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să spunem împreună rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel rău. Amin. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte, zisa Domnul, pilda aceasta. Ieșit asemănătorul să semene sămânța sa. Și semănând el una, a căzut lângă drum și a fost călcată cu picioarele și păsările cerului au mâncat-o. Și alta a căzut pe piatră și răsărind s-a uscat pentru că nu avea umezeală. Alta a căzut între spini, iar spinii crescând cu ea au înnăbușit-o. Iar alta a căzut pe pământul cel bun și crescând a făcut rod însutit. Zisa Domnul, cine are urechi de auzit să audă, și ucenicii lui îl întrebau, ce înseamnă pilda aceasta? Vă este dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, iar celorlalți în pilde, ca văzând să nu vadă și auzind să nu înțeleagă. Iar pilda aceasta înseamnă, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, cea de lângă drum sunt cei care aud, apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva crezând să se mântuiască. Iar cea de pe piatră sunt aceia care, auzind cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar aceștia nu au rădăcină. Ei cred până la o vreme, iar la vreme de încercare se leapădă. Cea căzută între spini sunt cei care aud cuvântul, dar umblând cu grijile și cu bogăția și cu plăcerile vieții, se înnăbușesc și nu rodesc. Iar cea de pe pământ bun sunt cei care cu inimă curată și bună aud cuvântul, îl păstrează și aduc roadă într-o răbdare. După ce a spus acestea, a strigat, cine are urechi de auzit, să audă. Slavă-ție, Doamne, slavă-ție! În pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca Domnul Dumnezeu să sădească în inimile școlarilor acestora începutul înțelepciunii care este frica de Dumnezeu și prin ea să izgonească din inimile lor ușurătățile tinereții și să le lumineze mintea ca să se abată de la rău și să facă binele. Domnului să ne rugăm, miluiește, pentru ca să deschidă mintea lor spre a pricepe și a ține minte toate învățăturile bune și folositoare. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește, să sporească ei odată cu înțelepciunea și cu vârsta spre slava lui Dumnezeu. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește, să se sfințească apa aceasta cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Duhului Sfânt. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, ție ne rugăm și de la tine cerem în ceasul acesta
și acum trimite harul preasfântului și de viață făcătorului tău Duh, care sfințește toate, sfințește apa aceasta. Amin. Și acum trimite harul preasfântului și de viață făcătorului tău Duh, care sfințește toate, sfințește și apa aceasta. Amin. Și acum trimite harul preasfântului și de viață făcătorului tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Să fie apa aceasta spre sfințirea sufletului și a trupului, spre binecuvântarea acestui învățământ școlar și a celor care învață și care se ostenesc întrânsul. Că Tu ești Cel care binecuvintezi, sfințești toate și Ție slavă îți înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință bine credincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință bine credincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Biruință moștenirea Ta. Biruință bine credincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Domnului să le rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeul nostru, care ai învățat pe oameni încât se mirau toți, care ai dăruit înțelepciune lui Solomon, Ție ne rugăm și de la Tine cerem, deschide sufletul, inima, gura și mintea școlarilor acestora și îi ajută să înțeleagă și să sporească în cunoștințele ce li se vor preda lor, spre cinstea țării și bucuria părinților și profesorilor lor. Trimite asupra lor Duhul Înțelepciunii. Luminează spre primirea bunelor învățături, ferește-i de ușurătatea tinereții, ca să crească cu înțelepciunea și cu vârsta. Că Tu ești cercetătorul sufletelor și trupurilor noastre și Ție slavă îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze acest început de an școlar. Mult succes! Mulțumim frumos, părinte! Domnul primar, aveți cuvântul. Bună ziua! La început de an școlar 2024-2025 vă urez copiilor mult succes, claselor terminale, clasa 8-a, mult, mult succes în promovare, cadrelor didactice, multă răbdare cu copiii, aia mici de grădiniță până la clasa 8-a, părinților la fel multă răbdare și multă sănătate, vă doresc și un an bun, fericit, mulțumesc! Mulțumim frumos! După cum cred că ați aflat deja, avem un alt director adjunct, în persoana domnului profesor Amărzoaie Alin, care îi dau cuvântul. Bună ziua! Onorate oficialități, dragi părinți, stimate cadre didactice și, bineînțeles, dragi copii și elevi! Astăzi este o zi importantă pentru toți cei prezenți aici, o zi care marchează începutul unui nou an școlar. Indiferent dacă sunteți la grădiniță, în clasele primare sau la gimnaziu, fiecare dintre voi începe o nouă călătorie în care veți avea ocazia să învățați, să descoperiți lucruri noi și să vă dezvoltați ca oameni. Dragi preșcolari, pentru voi, grădinița este locul unde magia învățării începe prin joc. Fiecare zi va fi o aventură
în care veți explora lumea din jurul vostru alături de colegi și educatori care vă vor ghida cu grijă și dragoste. Să păstrați mereu această curiozitate și dorință de a descoperi. Dragi elevi de la clasele primare, voi sunteți în etapa în care învățați lucruri fundamentale pentru viața voastră. Sunteți pe drumul care vă va modela viitorul, iar profesorii voștri sunt aici să vă ajute să înțelegeți lumea, să puneți întrebări și să deveniți din ce în ce mai încrezători în propriile voastre abilități. Dragi elevi de la gimnaziu, pentru voi fiecare an aduce noi responsabilități și decizii importante. Sunteți la vârsta la care începeți să vă conturați visurile și să faceți pași spre viitorul vostru. Curiozitatea, perseverența și ambiția voastră vă vor deschide uși către noi oportunități. Fiți mereu deschiși la învățare și la noi experiențe, pentru că acestea vă vor modela drumul în viață. Stimate cadre didactice, aveți un rol crucial în formarea acestor copii și tineri. Răbdarea, profesionalismul și pasiunea voastră pentru educație sunt esențiale în dezvoltarea lor. Vă mulțumim pentru dedicarea de zi cu zi și pentru eforturile pe care le faceți cu elevii noștri și atingă potențialul maxim. Dragi părinți, sprijinul vostru necontenit și necondiționat este cheia succesului acestor copii. Împreună putem construi un mediu în care fiecare copil să se simtă susținut și motivat să își atingă visurile. Anul acesta care urmează va fi fără îndoială plin de provocări, dar și de momente de satisfacție și realizări. Împreună vom depăși orice obstacol și vom face din acest an unul memorabil. Vă doresc tuturor un an școlar plin de reușite, bucurii și experiențe frumoase. Mult succes! Mulțumim domnului director adjunct. Prin spate grupa mică. Da. Termină... Grupa mijlocii. Tuturor părinților și copiilor mult succes în noul an școlar. Și aș vrea să știți că educația începe acasă și noi, cadrele didactice, împreună cu dumneavoastră, părinții, o continuăm. Sănătate și succes în noul an școlar! Grupa mijlocie. Bună ziua! Mult succes tuturor copiilor! Sănătate și un an școlar cât mai bun. Copiii cred că știu deja, sunteți grupa mijlociei pe unde este intrarea, da? Și grupa mare. Poftiți! Bună ziua! Doresc tuturor copiilor, părinților și cadrelor didactice, colegii mei, un an școlar bun, bogat în rezultate deosebite, mult succes și toate cele bune! Copiii mă aștept prin spate! Trebuie să menționez ceva de anul acesta. Doamna voastră educatoare este titular din toamnă. Da? Am mai susținut încă o dată examenul de titularizare, a luat media peste 7, adică peste 8 deja. Având viabilitatea postului, a devenit titular. A venit aici cu un examen de titularizare, a dat un altul, l-a luat și acum este titular. Deci o să ne bucurăm de ea mulți ani. Felicitări! Clasa pregătitoare, avem o achiziție nouă anul acesta, doamna Anastasiu. Adică pregătitoarea este chiar nouă cu totul. Da? Poftiți! Bună ziua! Mă numesc Anastasiu Ana Maria. Am un an experiență în învățământ, vin tocmai de la Iași. Deloc sunt din Tătăruș.
Anul acesta voi prelua clasa pregătitoare, așadar vă urez un an plin cu succese, cu răbdare și cu multă putere de muncă. Dumneavoastră, părinților, multă sănătate și mă bucur tare mult că am intrat într-un colectiv așa frumos. Mulțumim de apreciere. Da? De ce? Clasa 1. Bună ziua, bine ați venit. Zacroiana Maria sunt, ne știm din anii trecuți. Vă urez bun venit. Doresc să aveți mult succes, dragi elevi, dragi școlari, preșcolari, în noul an 2024-2025. Părinților, multă sănătate și putere de muncă, să-i creșteți la fel de frumos în continuare. Dragi colegi, să avem un an frumos și felicitări și noului director adjunct, felicitări și doamnei director, felicitări și colegilor care în această vară au muncit și au obținut rezultate foarte frumoase. Mult succes tuturor! Mulțumim! Mulțumesc și eu! Urmează clasa. Așa, Gabor Sara Mădălina, care deja e vechi la noi. Bună ziua, mă bucur să vă revăd pe fiecare în parte. Mă bucur să fiu și anul acesta împreună în acest colectiv și să avem un an școlar roditor, plin de binecuvântări. Atât voi, dragi elevi, cadre didactice, noi echipe de management, cât și conducerii acestei localități, domnului Breos. Și să ne vedem un parcurs frumos. Mult succes tuturor! Mulțumim frumos! Cojocarul Adriana Simona. Bună ziua, sunt Cojocarul, clasa a treia este sub aripa mea. Succes nou an școlar și sănătate multe! Mulțumim! Clasa a patra, așa nu te vedeam. Strico Cristina. Bună ziua! Bună ziua! Vă doresc mult succes în nou an școlar, atât elevilor, cât și colegilor mei, conducerii școlii, și vă doresc multă sănătate și rezultate deosebite la învățătură. Mult succes! Mulțumim. Bună ziua! Sunt eu, sub Cristina, predau matematica și vă doresc un an frumos și cu succes! Succes tuturor! Mulțumim frumos! Clasa 7-a, Ungureanu Iulian. Bună ziua! Te prezent anul trecut, trebuie să mai prezint, că ați mai rămas doar cei care mă cunoașteți deja. Da. Vă urez mult succes, să aveți multe reușite și note mari și să fiți cuminți. Cel mai important să fiți cuminți, să ascultători, da? Bună ziua! Bine ne-am regăsit la începutul unui nou an școlar. Vă doresc din inimă tuturor multă sănătate, răbdare, să fiți cuminți, să ascultați de părinți, de bunici și de ceilalți tutori pe care îi aveți. Noi, conduceri, îi doresc sănătate, putere de muncă, răbdare, succese zi de zi și realizări din plin. Felicitări încă o dată și drum bun în noul an școlar! Mulțumim!